îi spui salut sau hei, îi spui unui mic pui de zebră numele Iesu. E mama, tata, ea e nana, bunica și bunicul toți aici. Prietenul-mi ești tu, amic-mi este zu. Prietenul-mi ești tu, amic-mi este zu. Zu, episodul 9. Bicicleta lui Zu. Noua ta bicicletă. A fost cadou din partea mamei. Să ne plimbăm? Eu nu am o bicicletă. Oh, da, am uitat. Nu poți împrumuta una? Poate. Bunicule, cum poți găsi ceva aici vreodată? Pentru că nu am aruncat niciodată nimic, știu ce caut și trebuie să fie pe aici, pe undeva. Să mut cutia asta aici. Încă o cutie aici. Uite-o! Nu e o frumusețe? Vechea mea bicicletă. Are un coș foarte mare. E tare folositor. Și șaua e foarte înaltă. Șaua se coboară foarte ușor. Bunicule, nu crezi că e cam mare pentru mine? Nu este. Fac câteva modificări și o să fie perfectă. Această bicicletă grozavă. Ieri, mama mi-a luat-o. Ce norocoasă ești, Elvi. Știu. Wow! Asta e înălțimea potrivită pentru tine. Zu, ia vezi cum e. Bine, poți ajunge la pedale și poți ajunge și la ghidon. Dar căuciucul din față e desumflat. E doar început. Oh, vai, bunicule, nu mai pot merge cu bicicleta ta. Aiureli, o să-ți repar pana imediat. Ți-am povestit vreodată că am câștigat marele tur al muntelui cu această bicicletă? Azu, ce vremuri erau! Elvi, mergi să ne jucăm la leagăne? Scuze, Zac, nu pot merge acum. Îl aștept pe Zu. Grozav! Ne putem juca cu toții la leagăne! Noi mergem cu bicicletele. La plimbare? Super! Pot veni și eu? Dar, Zac, nu ai bicicletă. Nici Zu nu are. El împrumută una. O să împrumut și eu una. Dar Zu va ajunge curând. Nu contează, o să vă prind eu din urmă. Altă dată, Zac. Când vei avea bicicleta ta, promit că ne plimbăm în fiecare zi. E ca și nouă. Mulțumesc, bunicule. E... Perfect. Perfect.
Cu frânele alea poți opri foarte repede. Bunicule, bicicleta ta e foarte rapidă. Era cea mai tare bicicletă acum 50 de ani. Dar ți-am povestit vreodată de timp? De data asta câștig. Ba n-o s-o faci. Surpriză! Sac! Da, vin și eu! Ai grijă, Zac! Mai încet! Zac? Ești bine? Zac, ești bine? Bine, dar trotineta mea nu. Haide, Zac, să adunăm toate piesele rupte. De ce? E doar o trotinetă veche și nefolositoare. Nu se știe niciodată. Ce bicicletă mare ai, tu! Ai grijă, Zac! Nu mai vrem alte accidente! Bicicleta mea nu mai merge! Elzi, ai cauciucul desumflat! Dar e o bicicletă nouă! Probabil că ai călcat pe o piatră ascuțită! Oh, nu! Stai liniștită! Știu cine le poate repara! Bunicule, avem o trotinetă stricată și o pană de cauciuc! E, asta e chiar o provocare! Noua mea bicicletă s-a stricat, iar a ta care e veche încă merge. Bicicleta bunicului e specială, Elzi. A mers cu ea în turul muntelui, pe o cursă, și a câștigat! Wow, cred că e tare rapidă! Și are și frâne grozave! Bunicul spune că poți opri imediat cu bicicleta lui. Vreau și eu coș clopoțel la bicla mea. Elzi, nu mai face nimeni biciclete ca asta. Să ne apucăm de treabă. Uite, Zac, o trotinetă sigură pentru tine. Mulțumesc! Wow! E genială! E mult mai bună decât înainte! Așa o să fac! Whee! Așa, Elzi, să ne uităm la bicicleta ta. Bicicleta mea are clopoțel ca a ta. Orice bicicletă trebuie să aibă unul. Și un coș. Sunt extraordinar de utile. Elzi, ai o bicicletă nouă cu câteva părți vechi. Mulțumesc. Plăcerea e a mea, Elzi. Bunicule, ești tare deștept. Zul, a reparat lucruri, mă pricep cel mai bine. Bunicul tău e genial! Știu! E cel mai bun! Au
Dublat actorii: Răzvan Gogan, Eusebiu Ștefănescu, Carla Oncescu, Matei Agarici. Traducător: Luminița Nițu. Inginer de sunet: Linda Șaitoș. Regizor dublaj: Oana Mărgineanu. Dublaj realizat în studiourile Ager Film.